Tradiții, cultură și spirit, o țară își poate pierde individualitatea. Așa cum este țara noastră mică, chiar și așa avem cu ce ne mândri în întreaga lume. Iată de ce, pentru ca tânăra generație să înțeleagă care este importanța unicității naționale, în cadrul Academiei de Poliție Ștefan cel Mare a avut loc o conferință științifico-practică la tema Valorile naționale în educația modernă. Anual, Academia Ștefan cel Mare organizează conferințe și mese rotunde cu tematici diferite. La această conferință însă s-a pus în prim plan valorile naționale care, dacă până acum au stat ascunse și prăfuite de vrem, iată că acum organizatorii ne îndeamnă să le scoatem și să le promovăm în lume, astfel încât să nu ne pierdem individualitatea. Multă lume acum vrea să pară foarte modern, hipermodern și renunță la tradițiile frumoase naționale. Iată că la Academia de Studii, de Academia de Poliție Ștefan cel Mare, asemenea fenomen nu este agreat și nu se întâmplă și este salutabil ceea ce fac an de an profesorii din cadrul acestei prestigioase instituții. Adevărații patrioți se educă în spirit național. La eveniment au participat reprezentanții diferitor instituții de învățământ superior, dar și conducători ai structurilor de stat. Programul de marketing al muzeului este unul foarte divers și foarte, foarte variat. Ne străduim în primul rând să avem în vizorul nostru instituțiile de învățământ mediu și universitar pentru a transmite acest mesaj, pentru a veni și a vedea patrimoniul cultural istoric, pentru că acest patrimoniu ne reprezintă, este lucru care ne individualizează pe noi. Participanții la conferință au constatat că odată ce vectorul nostru extern este integrarea europeană, noi trebuie să ne păstrăm mai mult ca niciodată trecutul nostru istoric, tradițiile naționale și valorile general umane. Actualmente Republica Moldova este într-o perioadă prelungită de tranziție, iar în ultima perioadă de timp și-a axat vectorul politicii externe, în mod special pe integrarea în cadrul Uniunii Europene. Bine, atunci, în cadrul Uniunii Europene, noi trebuie să ne ducem cu anumită valoare culturală, pentru că în cadrul Uniunii Europene, toate statele membre a Uniunii Europene, în primul rând, promovează valori naționale și nu în zadar și deviza Uniunii Europene este unitate prin diversitate. Ceea ce ne impune și ne forțează autoritățile noastre și, în special, fiecare dintre noi, inclusiv și instituțiile care sunt prezente astăzi aici, mă refer la instituțiile de învățământ, instituțiile culturale, responsabile de acest segment, să promoveze mai mult ca niciodată acest fapt. Administrația Academiei susține de asemenea că promovarea valorilor naționale va avea un impact deosebit în educarea tinerii generații și a populației în ansamblu. Așa cum a fost o conferință nu doar științifică, dar și practică, la finalul acesteia a fost lansat un program cu privire la impulsionarea promovării valorilor naționale în scopul educării contemporane a tinerilor. Tatiana Gherța, Victor Duduc, Igor Seranov, pentru Știrile 21.